Bun găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori, Doamne ajută tuturor! Mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou împreună în lumina lui Hristos, o nouă emisiune, o nouă întâlnire, o nouă bucurie pentru fiecare dintre cei care au fost la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, o masă, un ospăț la care participăm împreună, un ospăț prelungit, după liturghie, iată, ne așezăm cumva la o masă, zicem noi, duhovnicească, în care, pe care fiecare găsește câte un aliment care să-i facă viața duhovnicească, care să-i facă parcursul duhovnicesc mai lesnicios. Suntem în 27 noiembrie anul 2016, în duminica 30-a după pogorârea Duhului Sfânt. O duminică în care Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește despre întâlnirea sa cu un tânăr bogat, cu un dregător bogat. O întâlnire frumoasă, o poveste foarte duioasă, care, deși pare la un moment dat că are un moment dramatic, se finalizează, se sfârșește cu învierea, cu un cuvânt care ne duce pe noi către înviere. Sfânta noastră biserică face pomenirea astăzi a Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul și de asemenea a cuvioșilor Natanael și Pinufrie. S-a binevestit nouă astăzi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar de asemenea despre întâlnirea de astăzi ne vorbesc și Marcu, evangheliștii Marcu și Matei. Așadar, avem un tablou despre care ne vorbesc trei evangheliști, evangheliștii sinoptici, despre un tânăr care avea frământări, deși putea să se considere împlinit, deși putea să se considere sau se considera și era considerat de către societate ca status social un om împlinit, un om cum se cade, un om de vază, fiindcă era și dregător, era demnitar, iată că el avea o neliniște. Ne vorbește evanghelistul Luca despre faptul că era bogat, iată în aceeași, rămânem cumva în aceeași linie, în linia bogatului nemilostiv, în linia bogatului nebun și iată de data aceasta în linia tânărului bogat care are o frământare sinceră. Avem o întrebare pentru emisiunea de astăzi, o întrebare care, bineînțeles, prilejuiește un dar. Răspunsul la întrebarea aceasta ne dă posibilitatea să vă dăruim o carte. De asemenea, trebuie să spunem că astăzi la bisericuța noastră, la micul nostru Paraclis, s-au decernat premiile pentru cititori. Am avut un concurs, iată din nou un pretext ca tinerii să citească. Și am avut tineri, vă spuneam și altădată, care au citit 10 cărți. Sigur că nu pare un lucru extraordinar, dar în comparație cu apetitul pentru lectură al majorității tinerilor este o mare performanță și ne bucurăm pentru fiecare carte citită. Atât de mult ne bucurăm când un tânăr citește o carte ca și cum ar fi câștigat o medalie olimpică. Sigur că poate părea ușor amuzant ceea ce spun, dar să știți că în zilele noastre este o extraordinară performanță ca tinerii să se întoarcă la citit, tinerii să se întoarcă în universul real, în universul realității, în universul adevărului, pentru că altfel sărmanii, mulți dintre ei sunt absorbiți cu totul într-un virtual dureros, iar întoarcerea în realitate le produce o durere și mai mare. V-am spus foarte pe scurt acestea, ca să vă împărtășesc o bucurie pe care o am de fiecare dată când văd un tânăr că vine la biserică, că vine liber la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. V-am spus poate și altă dată că mi se pare comparabil, cel puțin comparabil ca un tânăr, un adolescent, un student să vină din proprie inițiativă, dintr-o frământare, dintr-o tensiune sufletească la Sfânta Spovedanie, comparabil cu urcarea unui munte foarte înalt. Poate că
din 10 tineri care nu vin la biserică, dacă i-a întreba, 8 ar alege să urce un vârf din Alpi decât să vină să se spovedească. De aceea, de fiecare dată când vedem un tânăr, avem poate aceeași bucurie ca a tatălui care, sigur, a tatălui pământesc, care își vede fiul întorcându-se din țara îndepărtată. Cu acestea închei mica mea digresiune, mica mea bucurie și vă invit să ascultăm cuvântul Chiriarhului. Dacă este pregătit, îi rog pe colegi să-l ruleze, să-l difuzeze și ne întâlnim peste câteva minute. Și în această duminică, Sfânta Evanghelie ne pune înainte o întâlnire a Mântuitorului cu îndregător, o întâlnire din care trage multe învățăminte. Din convorbirea dregătorului tânăr cu Mântuitorul, vedem că el a venit cu sinceritate. I se adresează: Învățătorul e bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iisus îi știa și gândurile. Îl socotea acel dregător doar un învățător, dar un învățător bun. Și Mântuitorul îi spune, știi poruncele, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Îi răspunde tânărul, toate acestea le-am păzit. Ce mai lipsește? Și spune Mântuitorul, vinde tot ce ai, dă săracilor, apoi tu vino și urmează mine. Tânărul, auzind aceasta, a plecat întristat, pentru că avea multe bogății. De aceea și Mântuitorul spune înaintea mulțimilor, cât de greu vor intra bogații în împărăția cerurilor, că mai ușor este să treacă cămile prin urechile acului decât bogatul să intre în împărăția cerurilor. Iată, din această convorbire, vedem că tânărul păzea poruncile. El însă înțelesese că nu este de ajuns doar să păzești poruncile ca să intre în împărăția cerurilor. Și atunci vine la învățătorul care era cel mai vestit pe vremea aceea, Mântuitorul, ca să-i ceară povață. Simpla păzire a poruncilor ducea la împărăția cerurilor. I se părea însă mult prea puțin. Erau mulți care se străduiau să păzească poruncile. Gândea tânărul cât de mare bucurie, ce mare privilegiu este să ajungi în împărăția cerurilor. Era descrisă de prorocul Isaia această împărăție a cerurilor și iudeii știau că împărăția cerurilor este perfecțiune, este pace, este bucurie, este dragoste. El, pentru că a fost sincer, l-a întrebat ce îi mai lipsește. Și iată că Mântuitorul arată cum poate fi cineva desăvârșit. Adică să nu mai aibă grijă cea lumească, să aibă grijă pentru cer, să-și simtă sufletul rudenie cu Dumnezeu și să simtă cerul ca patria cea adevărată. Pentru un om care s-a lipit de cele pământești, care avea multe de îngrijit, de chivernisit, era o distanță între împărăția cerului, care este un ideal, și pentru a ajunge la acel ideal trebuie să te lepezi de tine, să uiți de orgoliu, de bogăție, de cinste, de orice aparține veacului acestuia și să te muți cu totul
în viacul viitor. Tocmai de aceea, iată, Mântuitorul suspină și spune cât de greu vor intra bogații în împărăția cerurilor. Bogăția este o piedică? Nici de cum. Bogăția poate fi un prilej, dar dintre oamenii bogați, puțin folosesc bogăția ca să-și arate dragoste de semeni, că iubesc pe semeni la fel cu ei. Tocmai de aceea Mântuitorul l-a oftat și a zis cât de greu vor intra. Oarecum putem înțelege această comparație, că mai ușor este cămilei să intre prin urechile acului. Sigur că urechile acului nu se referă la acul de cusut, ci se referă la acea scăldătoare unde intrau oile să se spele și erau și cămilele care le însoțeau. Nici o cămilă nu putea să treacă, oile se aplicau ca să intre la scăldătoare și abia intrau, dar o cămilă atât de înaltă și cu cocoașe n-avea cum să intre. Acel spațiu atât de strânt era numit urechile acului. Și iată că arată Mântuitorul că mai ușor este pentru cămilă să intre pe acolo decât pentru bogat în împărăția cerurilor. Și iată, înțelegem încă o dată că nu putem să trăim în despătare în viața aceasta și să fim în lumină, în bucurie și în despătare spirituală în viața viitoare. Și ne arată Mântuitorul căci cei ce au ascultat povața dată acelui dregător, tânăr, bogat, s-au uimit și au zis: dar cine poate atunci să se mântuiască? Căci săracul e nemulțumit de sărăcie, bogatul e stăpânit de bogăție, cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul le răspunde atât de limpede: la oameni aceasta este cu neputință, la Dumnezeu însă este cu putință. Ce tălmăcește Mântuitorul prin aceste cuvinte? Omul singur, cu puterile sale, nu se poate mântui. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu se poate mântui. Omul care se apropie de Dumnezeu, îl poartă în sufletul, în inima sa și în viața sa și împlinește orice bine și renunță la sine și la ale sale, acela poate să se mântuiască. Cel ce schimbă averea vremelnică pe darurile lui Dumnezeu, acela poate să se mântuiască. De aceea trebuie să căutăm cele de sus cu mult mai intens decât le căutăm pe cele de jos. Cele de jos sunt la îndemână noastră. Mâncăm, bem, ne îmbrăcăm, ne încălzim, ne veselim sau ne întristăm. Acestea ne stau la îndemână toate. Nu este la îndemână împărăția lui Dumnezeu, care este ea cu osteneală. Și pentru a avea această osteneală binecuvântată și sfântă, pentru a avea această alergare către Dumnezeu, ne trebuie un ajutor. Ajutorul este harul lui Dumnezeu. Și iată biserica care ne însoțește în această perioadă apostolului Crăciunului, este cea care ne povățuiește și ne dă daruri și ne hrănește cu apa cea vie a învățăturii și ne dă nouă ar puternic împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți prin harul pe care îl înnoiește Hristos Dumnezeu. Biserica este așadar mama cea bună care ne ajută, ne îmbrățișează, ne oferă, ne însoțește și ne duce ca o corabie cu un cârmaci bun, căci cârmaciul corabiei bisericii este Hristos,
ne duce la lăcașurile cele cerești. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem, să alegem bogăția cea netrecătoare din împărăția Ta și să părăsim bogăția cea vremelnică, numai cât să trăim din ea, să ne înfructăm și ce este dincolo de trebuința noastră să dăm săracilor, neputincioșilor, lipsiților de aceste bunuri pământești, căci cu acestea ne arvunim împărăția cea cerească de care toți avem parte. Suntem din nou împreună, iubiți credincioși. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile sale. Mulțumim de asemenea în al preasfințitului nostru Părinte pentru disponibilitatea de a ne transmite de fiecare dată un cuvânt, un cuvânt de învățătură pe care, sigur, fiecare, atât cât încape în vasul său, îl pune la inimă. Astăzi o mare bucurie am. De fapt, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată de când sunt la această emisiune să nu fiu foarte bucuros că mă întâlnesc cu dumneavoastră, cu frățiile voastre, dar am o bucurie să vă prezint un invitat, Stelian Costea, un teolog care, parafrazând, și el așteaptă învierea. Și îi spunem bine a venit la noi, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit, preacucernice părinte, bine am găsit pe toți telespectatorii noștri și mă bucur că pot participa la această emisiune intitulată atât de sugestiv Lumina lui Hristos, pentru că însuși Mântuitorul vorbește într-o manieră atât de vie, atât de grăitoare, atât de sublimă despre lumină, încât lumina reprezintă practic, aș spune, cheia cu care se deschide împărăția cerurilor. Fiindcă Domnul Hristos spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce crede în mine nu va umbla în întuneric. Și mai spune: Cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Deci, practic, participând la o emisiune intitulată Lumina lui Hristos, nu ne rămâne decât să ne împodobim cu această lumină tămăduitoare, mântuitoare, mai ales că astăzi, în cea de-a 30-a duminică de după Rusalii, ne este pusă înaintea ochilor duhovnicești o pericopă evanghelică foarte frumoasă, de o dulceață negrăită, asupra căreia vom discuta mai mult. Da, Stelian, bine ai venit la noi, mă bucur că ne-am întâlnit din nou, deși ne-am despărțit de, sau nici nu ne-am despărțit, joi am avut împreună, sigur, un mod de a spune că Stelian a conferențiat, a ținut un cuvânt la Curtea Brâncovenească, a fost o conferință legată de pocăință și de sfințenie, foarte frumos, a fost, să zicem așa, din nou o bucurie pe care am trăit-o alături de Stelian și n-am mai putut să mă despart de el, de aceea l-am rugat să vină astăzi cu mine, să fim împreună, fiindcă așa, când e frumusețe, când e lumină, nu te saturi de asta. Dar în chip paradoxal, Stelian, noi vorbim despre lumină, deși cei mai mulți dintre noi zic că au văzut lumina, dar n-au văzut-o. Cum explicăm lucrul ăsta? Oamenii cunosc lumina numai datorită analizatorului optic. Da, există o împărțire, să spunem, din punct de vedere al abordărilor referitoare la definirea luminii. E vorba de lumina ochilor trupești, este vorba de lumina rațională, de lumina minții și este vorba, mai presus de toate, Părinte, de lumina mai presus de lumină,
lumina care ni se împărtășește din cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru zice atât de frumos, n-avem drept decât la cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu răspândește lumina, pentru că Mântuitorul de aceea a venit în lume să aducă razele sale de lumină cu care să se mântuiască umanitatea. Fiecare cuvânt al lui Hristos reprezintă raza de lumină care împodobește biserica sufletului nostru. Într-o anumită împrejurare, și mi-amintesc tot timpul cu mare drag această întrebare, apostolii l-au întrebat pe Iisus, Iisus i-a întrebat pe Sfinții Apostoli, voi nu vreți să vă duceți? Și atunci i-a răspuns Petru și a zis, Doamne, chiar dacă alții se zmintesc, noi unde să ne ducem? Pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Aceste cuvinte ale vieții veșnice reprezintă întruchiparea luminii. Aceste cuvinte care ne conduc pe noi la mântuire, la viața veșnică, reprezintă lumina însăși. Și astfel facem și trecerea către Sfânta Pericopă Evanghelică, citită astăzi în dreptmăritoarea noastră biserică, această pericopă punând într-o manieră explicită problema moștenirii, a dobândirii vieții veșnice. Da. Am avut o întrebare, Stelian, știi formatul emisiunii, vrem să facem o bucurie peste bucurie, cum spunea Părintele Arsenie, Papa Cioc. Am pus o întrebare la care avem un telespectator care a dat un răspuns. La ce dregătorie îl cheamă Hristos pe tânărul din Evanghelia de azi? Adică este o chemare acolo pe care o auzim și noi, care transcende iastă spațiul, timpul și ajunge până la noi. Bine ați venit, sunteți în direct. Doamne ajută și bine v-am găsit pe intermediul televiziunii. Iisus îndeamnă pe toți să facă fapte bune, iar pe tânăr îl cheamă la viața apostolească, să-l urmeze. Da, așa este. Deci el făcea fapte bune, mai frământa ceva și ar fi bine dacă toți am urmat, am încerca să facem fapte bune, să fim buni cu cei din jurul nostru. Ei, da, dar sigur că așa fapte bune făcea și tânărul acesta, știți că spunea, pe toate le-am păzit din pruncia mea, dar s-a oprit undeva, s-a oprit. Foarte interesant momentul acesta și mi-am adus aminte astăzi că, Stelian, asta am uitat să spun în predică, până la cruce, când a fost chemarea către cruce să-mi urmeze mie, să-mi urmeze mie până pe cruce, atunci s-a pus problema că a plecat întristat. Mulțumim! O să vă dăruim o carte dacă sunteți din Constanța, din Arad. Să ne lăsați adresa, să vă trimitem o carte. Bine, mulțumesc! Stelian, foarte interesant că, uite, tânărul nostru, dregătorul nostru, demnitarul nostru făcea milostenie până la urmă, era un om așezat, un om cum se cade, dar când a auzit de cruce a renunțat imediat la cea mai mică, la cel mai mic efort, la cea mai mică chemare spre o jertfă, a renunțat. Da, în primul rând aș vrea să încep cu următoarea idee și anume cu faptul că Sfânta Pericopă Evanghelică ne vorbește despre un tânăr. Sfântul Luca spune că era dregător. Știm cu toții, Părinte, că vârsta tinereții este o vârstă a elanului, a vântului, a tumultului, a frământărilor și că și în zilele noastre vedem, din nefericire, mulți dintre tineri nu prea sunt atrași de mesajul bisericii, de către cuvântul veșniciei, de sfințenia care se propagă prin biserică. De ce nu sunt atrași? Foarte bine, mulțumesc că ai făcut introducerea aceea și mă bucur pentru curajul acesta. E foarte important că ne interesează ce așteaptă. Nu sunt atrași din mai multe motive. Pe de o parte există o campanie extrem de puternică, pronunțată împotriva bisericii, pentru că biserica este comuniunea sufletelor care se împărtășesc din același potir. Aceasta e definiția autentică a bisericii. Comuniunea sufletelor care se împărtășesc din același potir. Ori multora dintre medii nu le convine ca omul să se apropie de Dumnezeu și să se apropie de viața veșnică, pentru că în acest mod
persoana nu mai poate fi manipulată, deci pe de o parte este o campanie furibundă împotriva bisericii, pe de altă parte este și specificul vârstei care generează de multe ori alte preocupări și nu în ultimul rând există uneori și deficiențe de comunicare pe care trebuie să le asumăm și să le recunoaștem și din partea noastră a celor care reprezentăm biserica în a transmite într-o manieră coerentă, clară, elocventă, cuvântul Mântuitorului, al Domnului nostru Iisus Hristos. Din cuvântul lui Hristos nu lipsește nimic. Orice răspuns la orice fel de întrebare se regăsește în cuvântul mesianic. Totul este ca biserica să reușească să-l transmită la rândul ei așa cum trebuie și tinerii să-și împodobească sufletele cu acest cuvânt. Revenind așadar la începutul pericopei evanghelice, ni se spune că un tânăr a mers să vorbească cu Mântuitorul, cu Domnul Hristos. În Evanghelia de la Marcu ni se spune că a căzut la picioarele Mântuitorului. Și acest tânăr avea, aș spune, cea mai dulce preocupare, preocupare pe care ar trebui să o aibă oricare om, nu numai tânăr. Și anume l-a întrebat pe Mântuitorul Hristos: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Mai exact, ce preocupări ar trebui să am să dobândesc viața veșnică în eternitate? Cum să mă comport ca să fiu la masă cu patriarhii, cu sfinții, să intru în Edenul desăvârșirii? Și atunci, văzând că i s-a adresat această întrebare, ne spune evanghelistul Marcu, Domnul Hristos l-a privit cu dragoste, cu iubire pe acest tânăr. I-a fost drag de el, pentru că a observat o preocupare frumoasă pe care o are tânărul adresând o astfel de întrebare. Și atunci Mântuitorul i-a zis: știi poruncile, să nu ucizi, să nu faci adulter, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, să cinstești pe mama și pe tatăl tău. Iar tânărul a răspuns într-o manieră sinceră, zicându-i: Doamne, dar pe acestea le-am păzit din tinerețea mea. Ce îmi mai lipsește? Adică... Ne oprim puțin aici. Asta e întrebarea care rămâne. Ce ne mai lipsește? Aceasta este și cumva tema emisiunii, cu ce preț și ce ne mai lipsește? Sunteți în direct. Stelian, îmi pare rău, dar ăsta este formatul emisiunii. Trebuie să răspundem tuturor. Evident că trebuie să ascultăm și de telespectatori. Și facem ascultare de telespectatori. Acum asta este. Deci, ce ne mai lipsește? Bine ați venit, sunteți în direct. Sănătate, domnul părinte! Ho, ce cunoștințe vechi! Domnul părinte, să știi că mă bucur tare mult de dumneavoastră, că vă văd că acum de o săptămână am ajuns acasă din Spania. Nu știu, telespectatorii care ne urmărească, ar fi gândit că, mă, adventistul ăsta nu mai intră în direct, adventistul ăsta la noi, la Neptu TV, pentru că acum de o săptămână am ajuns acasă din Spania. Părinte, ce vreau să spun, pentru că dumneavoastră sunteți un om deosebit și mai ales de domnul Stelian, eu mă rog ca Domnul să-l binecuvintează și ca Domnul să umple cu Duhul Sfânt. Acum, pentru că dânsul o răspundă niște cuvinte care eu nu spun, că ce trebuie să urmăm ca să moștenim împărăția cerurilor. Pentru că domnul Stelian a fugit de la porunca a patra care a spus să aduceți-vă aminte de ziua de odihnă, de sabatul lui Dumnezeu. Porunca a patra, da. Pe Iacob 2 cunoște, spune, dacă ai cărcat o singură poruncă, ești vinovat de toate, domnul Steleane. Pentru că eu v-am acceptat o singură lucru pe care dumneavoastră l-a spus, că să cinste pe tatăl tău și pe mama ta. Dar ce se face și cu porunca a patra? Pentru că este inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Că 2 Timotei spune că toată Scriptura este de însuflată, este suflată de Dumnezeu. Dar în Spania, auziți, ați fost la un curs, văd că ați citit în Spania, ați citit mai mult decât am citit noi pe aici, care cu asta ne ocupăm. Sau ați ascultat Vocea Speranței și în Spania mai mult. Bine, mulțumim frumos. Nu s-a referit la porunca a patra. Oricum, o să vedeți din discuție, va reieși că chiar dacă ar fi respectat toate 10 cele 10 porunci, încă alte sute, fără împărtășirea de Hristos nu se poate mântui. Nimeni nu se poate mântui fără Hristos. Asta este până la urmă Evanghelia, asta este vestea cea bună. Stelian, da. Am rămas la ce ne lipsește. Da.
Imediat ne referim la ce ne lipsește. Vreau să vorbesc un pic despre porunci. Prima dintre porunci și care ține locul tuturor este porunca iubirii, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Ne spune Mântuitorul, în această poruncă se cuprinde întreaga lege și se cuprind prorocii. Iar referitor la ziua de odihnă, o zi mai prolifică, mai profundă, mai adâncă de odihnă decât prima zi a săptămânii, care este duminica, cea din tâi zi a săptămânii, ziua învierii, absolut, în care s-a produs învierea întregii umanități, nu există și n-a existat niciodată. Ce mai mare odihnă decât învierea? Absolut, și Mântuitorul și spune, Fiul omului este domn până și al sabatului. De aceea Biserica Ortodoxă reproduce, reprezintă în cea mai fidelă manieră Sfânta Scriptură, pentru că nu neagă niciunul dintre adevărurile biblice. Revenind la pericopa evanghelică, pentru că de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne ocupăm, această pericopă evanghelică subliniază un lucru foarte înălțător pe care Mântuitorul îl cere celui care voiește să fie desăvârșit. În momentul în care i-a spus tânărului că un lucru îți mai lipsește, i-a spus cu scopul de a îl conduce către desăvârșire. Și acest lucru care îi lipsea tânărului era să se lepede, să se desprindă de bogățiile lumești. Domnul Hristos îi spune, dacă vrei să fii desăvârșit, mergi de vin de tot, împarte săracilor și vino și urmează. Este imperativul categoric trasat de Dumnezeu. Este îndemnul cel mai frumos și grăitor pe care Iisus îl adresează tânărului dornic de mântuire. Dar îmi dai voie să-ți pun o întrebare așa? Uite, să zicem că tânărul acesta nu era bogat, ci că era dependent de jocuri sau de pariuri sau de internet. Ce ar fi zis Hristos? Că asta, până la urmă, și cred că ai și un telefon, cred că cineva vrea să vorbească cu tine, Stelian. Bine ați venit! Vă rog, sunteți bine în direct. V-am găsit. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Auzi, Stelian, ce frumos te-a... Sfântul Serafim de Sarov, așa, salutam fiecare zi a anului. Hristos a înviat, bucuria mea. Hristos a înviat. Vă ascultăm. Dacă, părinte, dacă spune, zadarnică ne-ar fi fost credința, zadarnică orice ar fi fost pe pământul ăsta, zadarnic dacă nu învia Iisus Hristos. Iisus Hristos a înviat duminică. Părinte, eu am crezut că am lămurit acest capitol, că noi suntem după Noul Testament. Luăm din Vechiul Testament ce vrea fratele nostru, cu tot respectul, cu toată prețuirea. Stați un pic, numai un pic să vă zic ceva ca să limpezim. Da. Păi nu, că telefoanele acestea nu sunt cu scopul de a lămuri, sunt cu alt scop. Deci, părinte, da, păi dacă ne ispitim, nu, păi noi vrem să ne lămurim, să ne mântuim, păi nu să ne noi zicem să iertăm de 70 de ori câte 7, că poate să o înmuia inima aia după 2, 3, 5, 10 ani până la urmă. Noi avem nădejde că răbdarea noastră va birui cerbicia asta. Deci fratelui, mulțumim! Da. Îi mulțumim fratelui nostru, vrem să, dar nu spune clar că nu ne mântuim decât, deci prin învierea lui Hristos, învierea s-a produs duminică. De ce trebuie să-l întrerupem noi pe domnul Stelian care vorbește coborându-se parcă Duhul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu să se simte vorbind în vocea dumnealui, mulțumim că-l avem. Trebuie să începem același subiect care l-am tocat duminici întregi și speram ca să pătrundă în sufletul fratelui nostru că noi nu suntem evrei, noi suntem și nu spun cu gândul că să jignesc pe evrei. Da, îi prețuim, evreilor le datorăm enorm, dar vreau să vă spun că noi suntem creștini și zice am venit să vă aduc lege nouă, Iisus Hristos. Și apropo de sabat, deci sabatul să-l țină, dacă dumnealui ține așa de mult să-l țină, dar să înțeleagă că noi suntem creștini după Hristos și dumnealui să vină la noi din nou, să vină, veniți fraților, să vină la Hristos, da, așa aceeași, lansez aceeași chemare cu dragoste. Haideți să vă spun ceva legat de emisiunea noastră, că vedeți, i-ați acordat 3 minute și a făcut treaba. Uitați, este un părinte
Proclu, un părinte cu viață îmbunătățită, care trăiește așa într-o bărăcuță undeva prin Munții Neamțului, care spune așa: conștiință, spune-mi drept, dacă mor mâine, mă mântuiesc? Aceasta este întrebarea până la urmă de astăzi pe care o adresează Mântuitorul Iisus Hristos. Ceva îți mai lipsește? Și noi spunem, ce ne mai lipsește? Ce ne lipsește nouă în bisericuța asta noastră atât de minunată și imaculată? Deci dragostea, legătura desăvârșirii, spune Iisus Hristos. Asta este, ne lipsește dragostea ca să ne mântuim. Cu dragoste trebuie să vă mulțumesc mult, îi mulțumim mult domnului Selian, îl mai așteptăm să vorbească cât mai mult. Vă mulțumim mult, la revedere. Cu drag, Selian, iartă-mă că am întrerupt de câteva ori, dar e bucuria oamenilor. Îi mulțumesc mult, Doamne, pentru tot ceea ce a spus și tot ceea ce vine ca abordarea noastră în această emisiune nu e de la noi, e de la Dumnezeu și trebuie să știm că în calitate de creștini ortodoxi și de reprezentanții Bisericii Dreptmăritoare ne vom aștepta oricând și la atacuri și la ofense și la, pentru că biserica adevărată, biserica primară va fi atacată și lovită tot timpul. Dar ce ne va despărți oare pe noi de iubirea lui Hristos? Absolut, absolut. Ce nimic. Frumos absolut, spune da. Sfântul Apostol. Mântuitorul și spune că dacă stăpânului casei i-au făcut și i-au făcut, cu cât mai mult nu le vor face casnicilor lui. Dar revenind la ceea ce vorbeam, ați adresat o întrebare foarte interesantă. Dacă acest tânăr ar fi avut o anumită dependență sau o anumită patimă, ce ar fi spus Hristos? I-ar fi spus să renunțe la acea patimă. Pentru că aici pe Domnul Hristos nu atât bogățiile pe care le avea acest tânăr îl deranjeau în vreun fel, nu averea, ci împătimirea, patima pe care o avea acest tânăr. Sfântul Ioan Gură de Aur spune atât de frumos că cel care este împătimit de bogăție, deci, repet, împătimit de avere, nu are liniște nici dimineața, nici la amiază, nici seara, nici noaptea, pentru că pe de o parte își pune problema cum să păstreze averea pe care a dobândit-o, pe de altă parte cum să o înmulțească. Noi știm din parabola bogatului nemilostiv că era un bogat care se veselea în toate zilele sale în chip strălucit, îmbrăcându-se în porfiră și vison, și la poarta lui zăcea un sărac pe nume Lazar, atenție, iubiți telespectatori, săracului se spune numele, care căuta să se sature numai din firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Dar câinii ajungeau înaintea lui. Și câinii, din când în când, îi lingeau rănile. Și a venit vremea ca amândoi să plece din această lume. Despre Lazar se spune că a ajuns în sânul lui Avram și că stătea la masă cu patriarhii, iar despre bogat că a murit și l-a îngropat. Și apoi se ruga de Lazar ca să meargă să-i ungă limba cu puțină apă, fiindcă rău se chinuia în acea văpaie. Deci vedeți cât de rău face bogăția în momentul în care omul își alipește sufletul într-o manieră împătimitoare de averi, de avuții, pe care nimeni nu le-a luat cu el. Am avut parabola recent a bogatului căruia a rodit țarina duminica trecută și știm foarte bine glasul lui Dumnezeu care i-a spus: nebunule, în această noapte vor cere sufletul de la tine și toate cele pe care le-ai agonisit ale cui vor fi. Deci, practic, Mântuitorul voiește să atragă atenția asupra patimii care îl poate împovăra pe om. Dacă îți atașezi, îți alipești inima de bani, de averi trecătoare, de iubirea de arginți, ne spun Sfinții Părinți, este maica tuturor relelor. Cum este iubirea de arginți? E maica tuturor relelor. Pentru că iubirea de arginți generează gastrimargia, lăcomia pântecelui, generează arghilofilia, și anume zgârcenia, generează foarte multe alte patimi. Mândria, trufia. Da, slava deșartă, pentru a acumula sume imense de bani, pentru ca un om să dobândească averi foarte multe, este în stare să facă nenumărate compromisuri, să sfideze cuvântul lui Dumnezeu, să nu țină cont de absolut nimic din ceea ce a propovăduit Domnul Hristos. Iată la ce fel de compromisuri poți să ajungă o conduită umană alterată, un caracter care își pierde identitatea. Noi, prin aviditatea asta față de bani, părinte, reușim de foarte multe ori, din nefericire, să anulăm conștiința din noi, care e vocea lui Dumnezeu. Împiedicăm lucrarea Harului să-și producă efectele. Harul, care este energia Duhului Sfânt, energia Sfintei Treimi, cum poate lucra în inimile noastre dacă știe
că am tânjit la averea altuia, dacă știe că am invidiat pentru că altul are bani, dacă știe că ne ghidăm tot timpul pentru a obține moșteniri nedrepte. Cât de des am auzit după Revoluție cuvântul moștenire, de multe ori adus în discuție fără niciun fel de logică. În Sfânta Evanghelie de la Luca ni se spune că un om din mulțime i-a spus într-o anumită împrejurare Mântuitorului, a strigat către el și a zis: Învățătorule, zi-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Iată aviditatea asta după bogăție. Și Domnul Hristos, răspunzându-i, a zis: omule, cine m-a pus pe mine împărțitor de moșteniri sau judecător peste voi? Am vrut să-l transformăm și pe Mântuitorul în judecător de drept civil, să analizeze el ca Dumnezeu moștenirile noastre închipuite, moștenirile noastre imaginate. Și din nefericire, pe lângă faptul că ne dorim ceea ce nu merităm, suntem și lași de multe ori. Am auzit oameni care spun adesea: eu nu invidiez pe cineva care are bani, pentru că n-am spus niciodată că îl invidiez. Nu trebuie să spui ca să se demonstreze că invidiezi. Aceasta se observă din gesturi, din atitudini, din poziții, pe chip, din cum te raportezi la omul cu statut social. Ne spunea odată în Al Preasfințitul la curs faptul că vin oameni la spovedanie și sunt întrebați: ești invidios pe cel care e mai cu vază, cu un statut social mai bun? Și se răspunde: nu sunt invidios, dar ai vrea să fii în locul lui? Bineînțeles că aș vrea. Deci în momentul în care îți dorești ipostaza celui care este mai presus decât tine, în momentul în care îți dorești postura lui, atunci când vrei să iei locul omului bogat, automat că dai frâu liber invidiei, automat că îl sfidezi pe Dumnezeu. Și atunci Domnul Hristos nu are cum să se bucure. Nu zâmbește Dumnezeu omului care este împovărat, care este îngreunat de patimi. De aceea Mântuitorul îi spune tânărului să se lepede de aceste avuții. Și care a fost răspunsul acestui tânăr? Avem pe cineva, un tânăr, la telefon. Bine ați venit, părinte. Bine ați venit. Poate vreți să-i adresați un cuvânt prietenului nostru, Stelian, care, iată, cât de înflăcărat și de aprins vorbește despre tinerețe. Doamne, dacă ne-ar da Dumnezeu și nouă, în asemenea, fiind avântat, tare frumos pentru noi, părinți, fiecăruia dintre noi. Eu am o întrebare și poate că dumneavoastră specială ar putea să spună ceva frumos. Nu cer caz, dar este foarte interesant macină lucrurile trăim noi astăzi. Mântuitorul Hristos spune odată: ultimele au trăit, dar fiul om nu are la capul. Pe de o parte. Da, cred că s-a pierdut legătura. Nu? Să nu vă mișcați cu microfonul. În același timp, Hristos este acest tânăr care, din punctul nostru de vedere, din punct de vedere social, era un om aproape perfect. Era un om respectabil, un om care s-a implicat lumea în care era bogat. Nu era un cap să fie bog. Totuși, din punct de vedere al Mântuitorului nostru, cel mai important pe care putea să facă era să văd care. Eu. Da, din păcate, legătura a fost... Cred că am înțeles, într-un fel, substratul întrebării. Se referea telespectatorul nostru, căruia îi mulțumim pentru telefon, la faptul că Domnul Hristos a spus la un moment dat că păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini și fiul omului nu are unde și odihni capul. Și se făcea o conexiune, o paralelă cu acest îndemn pe care Mântuitorul l-a adresat tânărului din Sfânta Evanghelie de astăzi: vino și urmează-mă. Faptul că Domnul Hristos a spus atunci că fiul omului nu are unde și odihni capul, exact, se poate pune în legătură cu Sfânta Evanghelie de astăzi, pentru că
Domnul Hristos nu se va regăsi niciodată, din punct de vedere al sălașului său, în sufletul unui om împătimit, în casa unui om care a dobândit bogății nedrepte. Niciodată locul lui Dumnezeu nu e acolo unde e nedreptate. Locul lui Dumnezeu nu are cum să fie acolo unde e lăcomie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune atât de frumos: lăcomia este noaptea care întunecă lumina vieții. Iată cât de rea, cât de nocivă poate să fie lăcomia. Dar revenind la pericopa evanghelică, trebuie să spunem, părinte, că după ce Mântuitorul i-a cerut tânărului să-și vândă cele ce avea și să le împartă săracilor ceea ce obține și apoi să-l urmeze, a primit din partea acestui tânăr răspunsul pe care îl dă slăbiciunea omenească, slăbiciunea lumească. Pentru că avea multe avuții, ne spune Evanghelia, tânărul a plecat întristat, s-a întristat foarte mult, fiindcă avea bogății mari de care nu se putea desprinde. Este un păcat foarte mare, ne spun Sfinții Părinți, să fii trist după cele lumești, să te întristeze cele materiale și faptul că nu poți să te desprinzi de ele. În momentul în care te întristezi după bogății, firește că atunci îl ignori pe Dumnezeu. Nu-l iei în calcul pe Dumnezeu și iubești mai mult lucrurile trecătoare, lucrurile efemere, lucrurile care depășesc potențialul omului care este chemat la mântuire. Sfântul Apostol Pavel ne spune: oamenii sunt chemați la sfințenie și nu la necurăție. Iar inclusiv împătimirea față de bani, față de bogății, dă necurăție. Deci omul este chemat la mântuire. Câtă vreme este chemat la mântuire, trebuie să învețe să se lepede de cele materiale. Dar faptul că erau multe bogății, iată că i-au produs acestui tânăr din slăbiciune omenească întristarea. Și aceasta l-a condus pe Domnul Hristos la concluzia care ar trebui să ne îngrijoreze pe mulți dintre noi. Mântuitorul a spus că mai ușor este cămilei să treacă prin urechile acului decât unui bogat să intre în împărăția cerurilor. I-a osândit oare prin aceste cuvinte Domnul Hristos pe oamenii bogați? În niciun caz. Noi trebuie să știm că nu orice bogat se prăpădește și orice sărac se mântuiește. Dacă un om care are potențial, care este bogat, este generos și împarte și cu ceilalți ce are și face milostenie și ajută pe săraci, acela este pe calea cea bună. Și aici este un lucru interesant pe care aș vrea să-l spunem. Uite, a revenit telespectatorul și poate de data aceasta îl auzim. Vă rog, sunteți în direct. Părinte, încă o dată, Hristos a înviat, pentru că sunt în acceptul zilei acesteia. Adevărat, adevărat. Nimic nu produce mai multă bucurie decât această predică. Hristos a înviat. Mulțumesc, Părinte. Mulțumesc mult. Vreau doar două cuvinte, pentru că am mai ocupat un pic spațiu și nu s-a auzit. Privesc două extreme. Eu însumi am o întrebare în sufletul meu și am zis că mai mari poate că vor reuși să ne-o lămurească. Sunt două extreme, Părinte. Fiul omului, vulpile au vizuinele lor și fiul omului nu-și are unde pleca capul. Pe de altă parte, Hristos îl invită pe tânăr: vinde tot ce ai. Nu vinde parte din moșie, vinde casă, vinde boi, vinde moșii, tot ce ai tu vinde și vină după mine. Și atunci tânărul acesta ar putea să-l întrebe: bine, Doamne, bine, Mântuitorule, dar unde să vin dacă vulpile au vizuini și tu n-ai unde să pleca capul? Unde mă inviți tu? Aceasta e o întrebare pe care foarte mulți oameni și-o pun. Doamne, până la cât să vând? Doamne, până la cât să dau? Da, înțeleg, mulțumesc, întrebarea. Părinte. Da, mulțumesc. Mai avem 3 minute, Stelian, o să răspund în 30 de secunde și te las după aceea până la sfârșit cu 10 secunde de încheiere, doar atât în mai rezerv. Foarte simplu. Odată că întrebarea, chemarea Mântuitorului este, iată, la apostolie, vrea să-l facă dregător în cer. Vrea să-l facă judecător, iată, peste Israel, spune: voi veți sta pe cele 12 scaune care vor judeca, care veți judeca cele 12 neamuri, cele 12 triburi, mai mult decât atât. Dacă eu vând tot ce am, păi tocmai acolo
se va sălășlui Dumnezeu într-o inimă care este despătimită, dezlipită de orice bun lumesc. Că Dumnezeu n-a cerut să își pună capul pe o pernă de satin și pe o saltea de aceasta medicinală, ci dorește să se sălășluiască, de-mi va deschide cineva, iată, bat la ușa sufletului tău și dacă îmi va deschide cineva, voi intra împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și vom cina cu el și ne vom face sălași. Deci acolo vrea să-și plece capul. Nu mai este cine să facă judecată, nu mai este cine să facă dreptate până la unul. Și atunci Domnul Hristos nu are unde să-și plece capul, pentru că într-un fel sau altul toți suntem împătimiți. Stelian, am terminat. Voiesc să le mulțumesc tuturor telespectatorilor noștri, tuturor creștinilor dreptmăritori, tuturor binecredincioșilor, să le urez să aibă în continuare un post binecuvântat și să-i rog să meargă la biserică, pentru că biserica este mama noastră spirituală, biserica e mama noastră duhovnicească, să se spovedească și să se împărtășească, pentru că Domnul Hristos spune atât de sugestiv: cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el. Să ne lepădăm de cele lumești, după cum i-a cerut în Evanghelia de astăzi Mesia acestui tânăr, să frecventăm mai des biserica, să lăsăm grijile undeva departe și să ne preocupe dimensiunea vieții veșnice, fiindcă toți am plecat din toți plecăm din această lume, nimeni n-a rămas aici și trebuie să ne gândim ca această călătorie existențială de pe pământ să o transformăm în arvuna vieții veșnice. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Da, iată, foarte frumos. Noi poate că ar trebui să vă spunem câteva aspecte legate de prezența noastră aici, dar nu o să fac asta azi, fiindcă o să-l mai invit pe Stelian de câte ori vom avea ocazia, vom veni împreună să facem emisiuni. Până duminica viitoare însă vă doresc să aveți parte de pace și bucurie de la Domnul, așa cum un sfânt tot de al nostru român, starețul Tadei de la Vitovnița, ne urează de fiecare dată. Vă doresc tuturor să aveți un post binecuvântat, puterea să treceți peste toate ispitele, bucuria de a participa la învierea lui Hristos și, bineînțeles, răbdarea de a merge și de a urma chemarea sa. Mulțumim, Stelian, și te așteptăm și data viitoare. Doamne ajută cu drag!